percepția mea, acolo unde un ordin de restricție asupra unei persoane s-a instituit, acea persoană, dacă încalcă acel ordin, să fie închis, pentru că așa se întâmplă în statele civilizate, și mediatizat, pentru că atunci o persoană care va privi la televizor o astfel de emisiune va spune, stai puțin, dacă eu încalc ordinul, s-ar putea să pățesc același lucru. Pentru că numai la noi nu se întâmplă așa. Mergem, cum spuneați dumneavoastră, chiar dacă este o persoană cu potență financiară, zice, lasă, scap eu că am pile. Oamenii fac diferența între a avea bani și a fi bogat. Nu e vorba neapărat numai de această mentalitate, care poate există și se manifestă. Este vorba filozofului. Principalul inamic pentru a o stopa astfel de fapte este chiar atitudinea victimelor, care au tendința veșnică de a-l ierta pe agresor, de a se împăca cu el, de a-și retrage plângerile penale, de a înceta orice demersuri judiciare și să revină în domiciliu cu agresorul alături pentru a trăi o nouă experiență traumatizantă mai târziu. Cumva te simți neputincios, pentru că dacă victima își retrage toate plângerile, tu nu mai poți să mai intervii, nici tu polițist, nici tu procuror, nici tu judecător. Ești legat de mâini de picioare. Da. Deci ăsta e principalul obstacol cu care noi ne confruntăm. Pe de altă parte, această fractură între supravegherea implementării ordinului de protecție și libertatea agresorului de a merge pe urmele victimei liniștit a fost cumva atemperată prin această modificare a legii 217 intrată în vigoare de curând și printr-o decizie, aș spune eu, istorică a Curții Constituționale, publicată în 22 iunie, prin care ordinul de protecție devine viabil și pentru foștii parteneri. Da, am o rugăminte, ca să nu creadă telespectatorii că îi abuzăm și noi prea mult cu acest subiect, să luăm câteva minute de publicitate și revenim. Stimați telespectatori, în fața dumneavoastră, cu un subiect pe care îl consider de larg interes cetățenesc, uman, pentru că dacă stăm să ne gândim cum animalele își protejează familia, noi observăm că latura umană își distruge familia. Și atunci, ca să continuăm acest subiect, alături de doamna judecător Laura Andrei și de Eugen Ilea, vicepreședintele FNAP, continuăm acest subiect delicat, pentru că discutam și în pauza publicitară și trebuie să continuăm acest subiect, despre adăposturile celor care sunt supuși agresiunii din cadrul cuplului. Ce se întâmplă? Fie copii, fie soție, fie bărbat. Bărbații îi lăsăm puțin mai la o parte, că ei sunt cei care sunt cei mai agresivi și îmi pare rău că nu sunt nici misogini, nici nu sufăr de misandrie, dar trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Așa este. Da. Da, din păcate statisticile pentru România vorbesc într-adevăr că în 90% din cazuri agresorul este bărbatul în acest caz. Există și centre de adăpost pentru agresori, cel puțin la nivel teoretic. În practică sunt, cred că, doar două în toată România care sunt funcționale, iar centrele pentru agresori sunt destinate în principal reabilitării și recuperării acestora vis-a-vis de măsurile deja dispuse de instanță, de genul tratament pentru o dependență, oricare ar fi ea, suport psihologic, suport pedagogic. Trebuie să spunem, alcool, droguri, că sunt cele mai frecvente în cazul de violență. Da, în principal consumul de alcool este cel care pune o problemă. Dar, distinct de centrele pentru agresori, sunt adăposturile pentru victimele violenței domestice. Și aici, dacă vorbim despre București, vorbim într-adevăr de o situație bună, pentru că avem atât adăposturi puse la dispoziție de autoritățile publice locale gestionate de Primăria Capitalei, cât și centre de adăpost gestionate de diverse ONG-uri destul de inimoase și implicate în problemă. Dar ce-am descoperit și m-a surprins extraordinar de plăcut, și un adăpost gestionat de Patriarhia Română. Asta e un gest frumos, într-adevăr. Și vă spuneam în pauză că eu am desfășurat o cercetare, scriu o carte pe subiectul ăsta, și am fost într-o cercetare practică să văd cum arată aceste adăposturi și am fost și în camerele de gardă la spital să văd cum se reacționează atunci când victime ajung în primă urgență la spital. Pentru mine, adăpostul de la Patriarhia Română a fost o surpriză extraordinară, pentru că odată mărturisesc că nu m-am așteptat ca biserica să aibă o astfel de preocupare și doi, am găsit un centru extraordinar de bine pus la punct.
Și victimele ar trebui să știe că există acest sistem la care pot să recurgă. Dacă vor să plece de acasă și să scape de agresor, pot solicita să fie incluse într-un program de protecție, într-un adăpost. Adresa este secretă, nimeni nu va ști unde se află. Agresorul nu va putea să pătrundă acolo dacă dorește să-și continue actele de violență. A spus un lucru foarte interesant și ar trebui să punctăm și acest lucru, pentru că totuși trăim în România și nu trebuie să anatemizăm totul. Trebuie să spunem telespectatorilor că totuși la Catedrala Mântuirii Neamului va fi și un stabiliment de acest gen, cu spital, cu tot, adică nu e doar clădirea în sine și trebuie să apreciem acest lucru. Domnul Ilea, dumneavoastră lucrați și cu părinții, și cu copiii, și cu profesorii. Ca să prelungim ideea doamnei judecător, cât timp credeți că poate să stea o victimă în acest stabiliment de ocrotire? După câte știu eu, conform legii, poate să stea între 6 și un an. 6 luni și un an. Da. Nu mai mult. Deci se presupune că în această perioadă se va găsi o soluție. Se va găsi o soluție. V-ați confruntat vreodată cu astfel de situație în cadrul învățământului? În cadrul federației, în cadrul învățământului, da, noi ne-am confruntat cu asemenea situații, numai că noi am făcut demersurile și am făcut cunoscută situația la nivel de GSPC, pentru că la nivel de instituție școlară se cam îndoiesc să facă demersurile către DGASPC dacă au cunoștință de asemenea cazuri. Din păcate. Asta e un lucru bun. E destul de delicată situația, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Oamenii se și feresc să intervină în situații de acest gen. Pentru că, odată, să zicem că ești vecin și ai cunoștință de o situație de genul acesta de abuz, tu poți să intervii, faci o reclamație la poliție, la Direcția de Protecție a Copilului, autoritățile statului intervin, dar între timp victima se împacă cu agresorul și tu, vecinul din bloc, cazi la mijloc. Ce ți-a venit să faci tu, să depui mărturie, iar să chemi autoritățile? Iar în cazul instituției școlare, la mijloc va cădea ori învățătorul, ori dirigintele, ori directorul instituției. Deci, până la urmă, înțelegem și pe aceștia. E și această reacție de retragere și cred că nu este vizibilă numai pentru acest domeniu. În general, oamenii se feresc să intervină când văd o faptă. Acest nivel de conștiință civică, zic eu că a scăzut foarte mult, oamenii se feresc să facă nu văd. Pe această zonă de violențe domestice la care vrând nevrând unii dintre noi asistăm, că dacă avem un vecin de bloc care își bate sistematic soția, cred că e imposibil ca toată scara să nu fie aflată de incidentul ăsta. Dar oamenii se feresc să intervină. De cele mai multe ori se așteaptă ca victima să fie cea care merge și face pasul. Totuși trebuie să ne gândim și acum, dați-mi voie să intervin și eu ca specialist, să spunem, în cadrul acestei dezbateri, pentru că atunci când avem de a face cu astfel de situație, victima ar trebui să se separe, din punctul meu de vedere, de un astfel de personaj, pentru că îmi spunea și dumneavoastră mai devreme, el va recidiva. Să nu uităm de asemenea că acea persoană nu e singură pe lume. Are rude, are părinți, are frați, deci trebuie să apeleze la ei cumva să fie și protejată, să meargă însoțită de o altă persoană atunci când știe că este urmărită. Chiar au fost cazuri, și aș putea să dau acest exemplu, când victima, deși avea ordin de restricție agresorul asupra victimei, era urmărită, nu avea voie să se ducă nici la cimitir să-și plângă morții. Deci iată cât de sensibil este acest subiect, dragi telespectatori, și acolo unde aveți astfel sau vă confruntați cu astfel de situații, este bine să luați atitudine. Viața vă aparține doar dumneavoastră și nu celor din jur. Nu depindeți de un partener care vremelnic poate este în viața dumneavoastră și vă strică tot mersul vieții și al dumneavoastră și al copiilor. Mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să-mi exprim și eu o părere, sigur, succintă, pentru că subiectul este destul de laborios. Spuneați că ați fost în Spania la o cercetare. Am avut șansa să fac un stagiu de pregătire în Spania într-o instanță specializată pe violență domestică și vă mărturisesc că sistemul spaniol de protecție este între cele mai bune, bine puse la punct la nivel european.
Mie mi s-a părut esențial că ei au înțeles să dedice o instanță specializată pentru acest gen de cazuri, în care se instrumentează tot, atât măsurile civile cât și cele penale. Și ce este cel mai important, au un sistem de monitorizare a ordinului de protecție excepțional. Agresorului se pune o brățară electronică. Nu vreau să deschid discuția, că știți că în România e celebră această brățară electronică. Dar ar trebui ar trebui. Pentru că decât să cheltuim bani cu, să cheltuie 9 miliarde pe an, stimați telespectatori, cu aceste abuzuri asupra familiilor. 9 milioane de euro la nivelul României. Este o sumă exorbitantă. Mai bine cheltuim pentru acele brățări să fie monitorizat acel agresor care nu are niciun drept asupra celelalte persoane. Cu siguranță monitorizarea agresorului ar crește extraordinar de mult siguranța victimei, care va ști că în orice moment se va interveni dacă agresorul se apropie de ea. Și l-ar mai tempera și pe agresor. Probabil că și agresorul s-ar tempera să meargă pe urmele victimei, așa cum povesteați dumneavoastră, nu o lăsa să meargă nici la cimitir. Eu am găsit un caz foarte interesant judecat în Tulcea, în care victima avea, cred că, 3 ordine de protecție, iar agresorul nu contenea să se ducă la locul ei de muncă să o agreseze. Deci, cu 3 ordine de protecție, omul nu se lăsa. Bine, acolo au intervenit procurorii, care au avut o reacție foarte bună, în sensul că au văzut că nu se respectă ordinul de protecție și s-au dus în instanță și au cerut luarea măsurii arestării preventive, ceea ce mi s-a părut extraordinar din punctul ăsta de vedere. Dar revenind la Spania, sistemul de judecată și de instrumentare specializată, forțe de poliție specializate, monitorizare permanentă, sistem de protecție dedicat pentru victime, toate acestea se constituie într-un sistem extraordinar de funcțional și din care, desigur, victimele au de câștigat. Și când zic victime, mă refer aici nu numai la doamne, soții, partenere de viață, cât și la copiii care au cel mai mult de suferit în această arie de violență domestică. Mi-aș dori să cred că o să ajungem vreodată la un asemenea sistem de protecție și de monitorizare în România. Dumneavoastră, reprezentant al acestei federații, interveniți cumva prin simpozioane sau să mergeți în vizită cu copiii, iată, să asiste, de exemplu, la un proces în care se instituie un ordin de restricție asupra unei victime. Nu, cred, foarte nu cred că este cazul să ducem copiii în sosare. Nu credeți că e emoțional, nu? Îi afectăm emoțional, cum cel, vedem. Cel mai bine ar fi cu workshop-ul și tot felul de întâlniri cu părinții și copiii la nivelul școlii. Nici de cum cum, cum se desfășoară un workshop? Nu pentru că nu aș ști, dar telespectatorii trebuie să știe cum se desfășoară un workshop. Efectiv, părinții de la o clasă împreună cu copiii din clasa respectivă participă împreună cu un psiholog și cu un reprezentant. Din punctul meu de vedere, ar trebui cel ăla de GSPC sau poliție, da, prin care li se explică părinților că în cazul în care au probleme de acest gen, cu forme de violență în familie, să meargă să discute cu psihologul. Păi nu, stați puțin. Workshop-ul, prin însăși definiția sa, work înseamnă a lucra. Deci trebuie cumva să se atribuie jocuri de rol în cazul primul rând, acestui în primul rând se conștientizează workshop. Se conștientizează faptul că atunci când ai o problemă trebuie să o discuți și în cadrul întâlnirii respective sunt și jocuri de rol pe acest, de acest fel. Asta vreau să punctați. Aceste jocuri de rol, o secundă, au fost esențiale în sistemele de training pentru magistrați și polițiști. Deci am avut un proiect în care am lucrat pentru pregătirea și specializarea celor care instrumentează acest gen de dosare și au fost puși în situația să fie victimă și să fie audiați de un alt coleg procuror. Și așa și-au dat seama cât de dificilă e situația și de o parte și de alta. Doamna judecător, vreau să vă pun o întrebare esențială prin prisma omului care lucrează cu omul ca și dumneavoastră. Și am foarte mulți colegi care se ocupă de expertize judiciare și dumneavoastră sunteți pusă în fața faptului împlinit de a analiza acea expertiză psihologică care ajunge la dosar. Este doar unilaterală din partea victimei expertiza sau trebuie și din partea agresorului ca să se combine cele două expertize, astfel încât să aveți o viziune de ansamblu a acestui aspect? E destul de delicată situația expertizelor psihologice și în principal vis-a-vis de copii.
Acum, în ordinul de protecție, știți bine că administrăm probe rapide care nu solicită timp, ceea ce înseamnă că o expertiză este exclus. Da, în maxim 72 de ore trebuie să o judecăm, în maxim 48 de ore trebuie să pronunțăm soluția. La tribunal o judecăm iarăși foarte rapid, calea de atac este foarte scurtă, comunicările sunt foarte scurte, la 5 ore, 3 ore. Deci nu ne putem permite în ordinul de protecție să administrăm acest gen de probatorii. Dar, în toate cererile ulterioare, avem nevoie de suportul psihologului și expertizele de cele mai multe ori sunt integrate. Și o concluzie rapidă pentru amândoi. Care e concluzia? Rapidă. În câteva secunde, maxim 10 secunde fiecare. În maxim 10 secunde, ce aș putea să spun? Victimelor să nu le fie teamă să ceară ajutor și să caute informații că vor găsi. Și dumneavoastră? Campanii de conștientizare a victimelor că există și soluții. Și eu vă spun, dragi telespectatori, să respectați familia pentru că este mediul în care trebuie să vă iubiți și nu în care să vă demonstrați agresivitatea. Până săptămâna viitoare, așa cum vă spun, numai bine, binele să fie haina care vă îmbracă sufletul, le mulțumesc invitațiilor și vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu un nou subiect. Pe curând!